Să facem ceva vinuri românești, soiuri autohtone și preparate tradiționale românești în engleză și în română. Dar ar putea fi o serie în acest sens. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc mult de tot! Din istorie, din filozofie, poveste vină este ceva, ceva aparte pe care numai cei care îl iubesc îl înțeleg cu adevărat. Și îți mulțumesc poate dintre cei prezenți sau prin politica soată, așa a zis marge din primar, se mai trezește câte unul să se îndrăgostească. Fie mai atent la paharul de vin, că și eu așa am păsit acum vreo 20 de ani, fiind mai atent la ce din mi-am dat seama că fapt e chiar frumos acel ceva. Și fiind foarte curios să văd ce se întâmplă, de ce se întâmplă și până unde poate merge, am ajuns și eu să fiu un comunicator al vinului și, mă rog, sunt de 12 ani, tot la început de drum, adică drumul lung mai e mult până departe. Vă urez tuturor putere să putem să susținem acest domeniu, mâncarea, vinul, filozofia și educația românească. De fapt, și acest observarea calității vinurilor a venit din faptul că noi am început să ne educăm. Nu prea mulți, dar încet. Și bine. Sper să avem destulă putere să convingem și pe ceilalți. Să fim destul de persuasivi, în toate pe fericit și mulțumesc chiar bine. Mulțumesc și eu mult de tot. Și mult succes și mulțumesc. La cel și sunt doar Dumnezeu le dă sănătate celui care a lucrat în jurul această lipoare. Stimată doamnă, domnișoară... Doamnă, domnișoară, oricum e bine. La stimată asistență, mă bucur foarte mult că Dumnezeu m-a îndreptat astăzi aici. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră și pentru Dumnezeu. Oare există mulți tineri în străinătate ca și dumneavoastră sau în țară? Sau câți? Hai să vă răspund. Nu știu vocea lui Dumnezeu, dar e academie. Și care m-au încurajat și mă susțin. E greu. Pentru că atunci când ești departe de casă, de țară, ești mai îngrijorat pentru situația economică, pentru a trimite acasă ceea ce probabil doresc să faci, pentru că de-aia de foarte multe ori cineva a plecat de aici, din România. Dar eu spun în felul următor, nu are importanță ce fac ceilalți. Hai să ne îngrijim, să fim un bun model. Și pe urmă, cu siguranță, așa încetuc, încetuc, ca și acea cărămidă a căsii, încetuc, încetuc, suntem oarecum pe drumul cel rău. Pe drumul cel rău. Care de puține ori ne întâlnim cu el sau de puține ori, cel puțin până acum, parcă n-am întâlnit pe cineva să vorbească așa de frumos despre România, despre ceea ce înseamnă acest popor și de valențele lui, de potențial și de frumusețea acestui. Și ați pus accentul pe cultură, e adevărat. Nu este vorba de vinuri. Știm virtuțele vinului, că nu trebuie să le punem pe tapet, dar mi-ați creat așa o bună dispoziție și această stare de spirit românească pe care vă rog să o transmiteți în continuare, să o felicit. Van Gogh spunea că vinul e o băutură nobilă, trebuie băută în picioare. sau spuneam că vinul este liniștit numai atâta timp cât din butor. Ați observat că nu am început să vorbim despre vinuri și deja ne-am agitat, ne vorbim de Mulțumesc de țări, dar valori precum cele al poporului român nu le-am întâlnit nicăieri. O fi tălea cea mai faină țară, dar poporul cel mai fain cel român. Este orașul cel mai aproape de locul unde m-am născut, așa că eu întotdeauna mă voi simți acasă aici la Cluj. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Mulțumesc! Și mai mulțumim, ești un model autentic. Cred că aceste două cuvinte reunesc ceea ce ai reușit să convingi astăzi. Ești autentică prin tot ce faci, simțim asta și ești un model pentru tinerii care sunt aici, pentru că ești într-adevăr o reușită deosebită și este o mândrie pentru noi. Acesta este un punct de start, de fapt, și domnul rector a ținut în mod deosebit să vină la această reuniune, vă rog să mă credeți,
Din păcate a trebuit să plece la Viena, dar te invită și te invităm noi toți de aici, de la USAMB, într-o zi specială pentru noi, care va fi 3 iulie, sperăm, inaugurarea Institutului de Cercetări Porticole a Transilvaniei, care este un institut de notorietate pentru România și în care, cu ocazie cu care vom invita foarte multe personalități, pornind de la comisari europeni, Comisia Europeană, ambasadori, și ne-a face o deosebită plăcere ca în acest buchet deosebit să poți face o prezentare de vinuri românești, ca să ne aducă încă o dată faima peste tot în Europa. Oricum, ținem legătura și pentru relația cu tinerii, cu programele noastre master, cu module la care te invităm cu drag să vii și să contribui la educarea tinerilor noștri. Îți mulțumim din suflet, Elena.